Cei care au peste 65 de ani, domnule doctor, sau care au boli cronice, se întreabă ce au de făcut, de unde știu când să se vaccineze, unde să se vaccineze, pe cine să întrebe. În primul rând, principala persoană cu care trebuie să ia legătura este medicul de familie. În cursul acestei săptămâni finalizăm și centralizarea situației din fiecare județ cu centrele de vaccinare din afara unităților medicale. După cum anunțam, circa 100 de centre de vaccinare care astăzi funcționează în unitățile medicale vor fi menținute și pentru etapa a doua, iar la acest număr de centre se adaugă centrele comunitare de vaccinare. Ele au fost distribuite așa încât să respecte densitatea populației din fiecare județ. Practic, la nivel județean există un coordonator, un nucleu de coordonare a activităților de vaccinare, iar medicul de familie reprezintă cea mai potrivită persoană cu care fiecare pacient în parte poate să ia legătura și trebuie să ia legătura din mai multe puncte de vedere. Pe de o parte, pentru informații în ceea ce privește indicația sau contraindicația de vaccinare, pentru informații care vizează modalitatea de programare, iar aceste detalii de care eu vorbesc acum, și anume modalitatea de programare, vor fi aduse la cunoștința tuturor medicilor de familie și de asemenea pentru direcțiile de asistență socială din primării, având în vedere faptul că atât medicii de familie cât și direcțiile de asistență socială vor avea un rol important în programarea persoanelor în vederea vaccinării. Gindrovel Dumitra, vicepreședintele Societății Naționale de Medicilor, Societății Naționale a Medicilor de Familie, spunea, domnule doctor, la Europa FM că mulți medici de familie n-o să aibă timp fizic și pentru programarea pacienților la vaccinare și pentru consultațiile obișnuite și cel mai bine ar fi ca încă de acum să fie angajați specialiști. E vreo recomandare pe care le puteți face sau luați în calcul să angajați specialiști? Nu am luat în calcul acest lucru. Aș vrea să spun că nu este singura modalitate prin care o persoană, de pildă cu boală cronică, se poate programa. Este recomandat să se facă acest lucru prin intermediul medicului de familie care cunoaște istoricul medical. Însă există posibilitatea ca dacă un pacient nu are acces la medicul de familie sau nu are medic de familie, atunci se poate programa fie prin intermediul unui alt medic de familie sau se poate programa prin serviciu de call center, se poate programa prin direcția de asistență socială din primărie sau prin intermediul aparținătorilor care pot să înscrie acea persoană asumând că cele declarate, respectiv prezența unei boli cronice, este într-adevăr reală.